Un nou record de infectări în ultimele 24 de ore. Avem 799 noi cazuri de îmbolnăvire. Sunt cele mai multe de la începutul epidemiei. Ieri erau 777, în ultimele 24 de ore vorbim despre 799 noi cazuri de îmbolnăvire. La terapie intensivă în acest moment sunt internați 273 de pacienți, în creștere. Ieri erau 261. Avem 273 de români care sunt în stare gravă internați la terapie intensivă. Iar până astăzi, pe teritoriul României, vorbim despre 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, aproape 24.500 au fost externate, chiar peste 24.500, aproape 24.600 externate, dintre care 22.312 cazuri de pacienți vindecați, 2.286 pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. Vorbim și despre 823 de pacienți cu test pozitiv externați la cerere. Iată și numărul deceselor în România. Până acum 1988 de oameni au murit din cauza coronavirus. Așadar crește numărul cazurilor noi de coronavirus. 799 astăzi, ieri erau 777, crește și numărul românilor care sunt la terapie intensivă internați în stare gravă, 273. Coronavirus în România, să vedem evoluția COVID-19 la nivel mondial. Iată cifrele. În lume ne apropiem de 14 milioane de cazuri de infectări cu COVID-19, vorbim despre aproape 600.000 decese și peste 8.300.000 de oameni care s-au vindecat de coronavirus. Cele mai multe cazuri în America, în Brazilia, în India și în Rusia. America se apropie de 3.700.000 de cazuri, Brazilia depășește 2 milioane de cazuri, India peste 1 milion de cazuri, în Rusia aproape 760.000 de cazuri de coronavirus. Sunt informații importante pe care le găsiți și pe site-ul nostru, pe libertatea.ro.